Reprezentanții ai Direcției de Sănătate Publică, Direcției Sanitar-Veterinare, precum și ai Comisariatului pentru Protecția Consumatorului Giurgiu, au efectuat controle în grădinițele și școlile de pe raza județului Giurgiu. Organele de control au verificat din ordinul prefectului județului modul de respectare și desfășurare a programului Laptele și Cornul în anul școlar 2015-2016. În perioada 8-20 noiembrie au fost verificate 136 de școli gimnaziale și 145 de unități de învățământ preșcolar. Nici această dată, neregulile nu au întârziat să apară. Pot să enumăr următoarele. Au existat unități școlare care nu aveau amenajate spații speciale pentru depozitarea acestor produse. De asemenea, aceste spații nu erau dotate cu agregate frigorifice sau numărul de agregate frigorifice era insuficient pentru numărul de elevi și preșcolari arondați unității școlare, motiv pentru care unele produse lactate erau depozitate la temperaturi necorespunzătoare față de cele indicate de către producătorul acestora. De asemenea, s-a constatat faptul că la o unitate școlară din județul Giurgiu, în camera specială amenajată pentru aceste produse, se afla un agregat frigorific existent în această incintă, produse lactate expirate, iaurt expirat din 15 octombrie și un lapte de consum expirat din 18 noiembrie. Pentru neregulile depistate, comisarii de la Protecția Consumatorului au aplicat o amendă în valoare de 3.000 de lei și 11 avertizmente. În ceea ce privește Direcția de Sănătate Publică, medicii au aplicat 22 de avertizmente și au dispus termene de remediere a situațiilor depistate.